trebuia să conchid, să da. Zic. Zi ceva inteligent despre canotaj, Răzvan. Haide. Hai că poți. Hai. Hai că suntem ca la o naștere nereușită. Travaliu 12 ore. Zi. Hai, suf, respiră. Zi ceva frumos să ieșim din acest material. Locul în afară, în afară de lotul de box, lotul de amatori, box amar, așa se spune, da. Unde erau cazați cei din lotul României, unde a fost și Doroftei, unde a fost și... Cum o să zici de gimnastică? Nu. Nu? Erau ciudat. Sus la debarcader, dacă ți-aduce aminte, la, pe Gozna, la Văliug. Da. Erau și canotori. Da. Nu fete, nu prea veneau fete, veneau numai ei. Era apa grea de aia. Era apa grea și pe aici, pe la Snagov, îi mai dărâmau ăștia cu bărcuțele și veneau acolo, unde da. Nu era voie, nici acum nevoie cu motor pe apă. Asta am să zic, că în afară de boxeri, canotorii ne alergau cel mai tare când ne prindeau dezorganizați prin Reșița. Da. Așa am învățat noi atletism. Da. Dar pe care l-am avut... Observați, adică, în fiecare povestire ce trece, observați câte șanse ne-a dat Dumnezeu și viața. Da, deci erau toți acolo. Deci, lotul național de gimnastică, da. Băieți, tot timpul au fost la Reșița. Alu ne Grecu, vedeți da. Gimnaști? Nu. Nu. Lotul de box, bă, box! Nu. Are, Răzvan are 6 minute de box, a făcut odată și... Și iată și da. Canotorii. Și canotorii. Trei lacuri aveam lângă Șura, Gozna sau mă rog, Văliugu și trei ape. Erau la aruncătură de vâslă. Suntem canotori? Nu, nu. Am avut echipe de pitici, de juniori, de cadeți, de așa, metalul Reșița, Rosso, Neri. Cum? Unchiul meu a fost, unchiul meu a readus metalul în A, în Liga 1. Unchiul tău n-a fost la Gloria? Nu, s-a mutat la metalul, el a băgat CSM-ul pe atunci. Unchiul tu? Da. Unde Carol Oțil, care a scris istorie. Mă vedeți fotbalist de liga... Orice ligă? Nu. Dată, asta echipa înseamnă să știi echipa de handball, campioana României. Cu, erau, cu Nentu Omer, cu, erau acolo... Da. Ne... Pera, Pera, care acum Pera, la Vâlcea, antrenor de liga 1. Antrenorul ne vedeți da. Colegi cu el? Nu. Asta înseamnă să știi să te ascunzi de... când soarta vine... Da. Băi, când vine soarta, vine, da. Se dă la tine, trebuie să faci. Ha! Da, da. Ha! Era toți campionii de lupte libere, știi că erau în govândare da, acolo. Da, cu urechile teșite. Ne vedeți luptători? Ne vedeți luptători. Ne luptăm, dar cu tutu din vieții. Băi, băi, practic, eram niște puturoși, ce să mai lălăim? Ce să mai... Hai de steaua noastră. Dacă ar fi să scriu o manea chiar acum, aș scrie versurile cum am dat țeapă la soartă. Cum am dat țeapă la soartă. Dar și soarta ce-ți făcea? Bun. Haideți că acum ați aflat cât de fericiți suntem da. În prostia noastră. Bun, da. N-am avut stofă de campioni, asta e. Nu, bă, n-am avut stofă de nimic, dacă nu, era... Bă, băi, dacă ești... aveam stofă, eram și noi ingineri ceva într-un ești modest, Răzvane. Făceam, am avut atâtea trupe de, când, de cântat, puteam fi rockstaruri. Nu ne-a ieșit nici asta. Puteam fi, băi... Mă... Trebuie să fii puternic în viață. Atunci când soarta îți oferă ceva pe tavă, tu trebuie să știi să-i dai peste tavă și să-i arăți ciuciu, mă. Asta înseamnă să fiu un om puternic. Nu bă, te lași! Nimic, nimic nu s-a lipit de noi, că asta... Da, s-a dus ăsta, a făcut pe karatistul, nu știu câte... Mințea că se duce la dansuri populare și el era mare, făcea jiu-jitsu la șirea spinării. Era nici asta, nu s-a... Bă, dar nimic, 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 acum stau să mă gândesc. Uite, fetele de la... grupul de azi dimineață, de la Andante. Andante, au cântat o piesă a lui Marius Țeicu, da, care e din Reșița, de la noi. Țin minte tot desfășurătorul, asta e... Ia. Ești foarte de... O să fii la azil, o să fii number one, o să fii ăla care ne spune când să ne luăm pastilele. Bravo, bravo, bravo. Ții tu minte că... Bravo, bravo. Eu am vrut să spun că ei au cântat o piesă făcută de Marius Țeicu, da. Care e din Reșița, nu așa. Și nici asta nu s-a lipit de noi, nu. Că m-a dus tata să învăț chitară și eu am vrut acordeon. Era și păcat cu fața asta.
Exact. Și n-am putut cânta deodată, toți. N-am. Era Gea Petrulescu, Ditai Teatru din Reșița, unde au debutat mari actori din țara asta. Acolo veneau stagiari, cum era înainte. Sala Lira. Păi cine a avut Sala Lira, Răzvan? Sala Lira, cântau aia, aveau un pian de nu știu câte sute de mii. Zici că era Ateneu Român. Da. Am cântat la ceva noi? N-am cântat, o făceam pe aia din Tom și Jerry, ne dădeam cu aia peste mâinile de la pian. Am avut-o pe doamna Vârjoghe, profesoară de muzică. Care ne-a fost și dirigă. Îți îndrumă pașii. Ne-a pus să ascultăm. Oh, bah, ce nu știu ce. Haydn. A doua, a zecea, asta era, că nu știam, că noi eram a șasea și tot a noua ascultam. De unde și dragostea lui Dani nețărmuită pentru fetele mai mari din liceu. Și uite, nu s-a Cine mai zice nețărmurită, șontorogule? Cât ai, 84 de ani? Te invit la dans! A venit...